Bună ziua, este ora 13, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți. Colegii de la 360 Medical ne-au propus pentru astăzi un subiect extrem de interesant și important în același timp. O să discutăm despre o patologie destul de rară, care are un impact deosebit asupra vieții pacienților, atât din perspectivă emoțională, dar și financiară. Este vorba despre sindromul intestinului scurt. Îi salut pe invitații mei de astăzi în platou, după cum deja v-am obișnuit, doctorul Nicolae Fotin. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună ziua! Bună ziua! O salut și pe Isabela Grosu, este președintele Asociației Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale din România. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! De asemenea, în legătură video directă alături de noi este doctorul Bogdan Moldovan, este medic primar chirurgie generală. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Și imediat vor fi în direct alături de noi doi pacienți care suferă de această boală. O să vedeți mărturii de-a dreptul emoționante. Începe chiar acum 360 Medical. Și intrăm direct în dezbatere, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus referitor la această afecțiune. Domnule doctor Fotin, încep cu dumneavoastră. Ce înseamnă acest sindrom, ce înseamnă această afecțiune și cât de gravă este boala și ce presupune ea? Așa, după cum bine îi spune numele, sindromul intestinului scurt este un sindrom, o patologie apărută după extensia excesivă, după rezecția excesivă a intestinului subțire, soldată evident cu afectarea capacității intestinului de a funcționa normal și de a asigura absorpția macronutrienților, a apei, a electroliților. De obicei, pacienții, în funcție de acest grad de insuficiență funcțională, intestinală, ajung să fie dependenți de nutriție parenterală. Cauzele sindromului de intestin scurt sunt multiple, în special sunt cele determinate de boli inflamatorii intestinale, de boala Crohn sau de alte boli inflamatorii intestinale, care prin rezecții periodice și extensive de intestin ajung să dezvolte acest sindrom, dar și alte boli care pot fi din sfera oncologică, diverse tumori sau chiar și traumatisme intestinale care pot determina acest lucru. Este întâlnit atât la adulți, cu preponderent din cauzele menționate anterior, dar și la copil, care pot de asemenea să fie cauze congenitale, diverse malformații intestinale sau dobândite ulterior. Specific acestor pacienți este această dependență de nutriție în momentul de nutriția parenterală în momentul în care se instalează insuficiența funcțională intestinală. Aș vrea să-l întreb pe domnul doctor Moldovan, cum sunt tratați pacienții cu această afecțiune? Există, domnule doctor, un standard de tratament? Există medicație? Da, există un standard de tratament care presupune mai multe paliere. În principal este tratamentul suportiv, deci combaterea sindromului de insuficiență intestinală prin aport de alimentație parenterală, deci alimentație intravenoasă, compensarea lichidiană și a oligoelementelor, combaterea sindromului diareic, care este practic simptomul principal al acestor pacienți prin medicație specifică, dar și un tratament chirurgical care poate să fie un tratament de tip non-transplant, în care, de exemplu, desființăm niște stome, punem în circulație intestinul, segmente excluse, dar și chirurgia de transplant. Bineînțeles, suntem aici și pentru a anunța existența unor molecule noi, unor noi speranțe, unor medicamente noi care ajută pacienții cu intestin scurt și mă refer aici la teglutid, care este o moleculă care de luna aceasta este disponibilă și în România și poate fi accesată gratuit prin Programul Național de Borare, respectiv de terapie intensivă. Doamna Grosu, vreau să ne povestiți referitor la pacienți. Câți pacienți suferă de sindromul intestinului scurt în România?
câți dintre ei sunt diagnosticați și câți au acces la tratament. Și tot referitor la tratament, vreau să ne spuneți dacă există piedici, pentru că tot a vorbit domnul dr. Moldovan despre tratament. Există piedici în accesul la tratament în cazul pacienților? Mă bucur că abordați astăzi această temă foarte importantă pentru pacienții cu boli inflamatorii intestinale și nu numai. Spun boli inflamatorii pentru că reprezintă practic baza pentru apariția unor astfel de patologii, sindrom de intestin scurt. Dar ca să revin la întrebarea dumneavoastră, în acest moment nu cred că poate furniza cineva un răspuns referitor la numărul de pacienți cu sindrom de intestin scurt în România, pentru că nu există o statistică în acest sens, pentru că se apreciază că sunt puțini pacienți totuși, dar tocmai pentru a veni în ajutorul specialiștilor și a contribui cu un răspuns la această întrebare, noi ca organizație de pacienți, pentru că reprezint astăzi organizația pacienților cu boli inflamatorii intestinale, chiar am demarat de curând, dacă îmi permiteți o paranteză, un studiu la nivel național, o analiză implicând centrele mari de gastroenterologie din țară, dar și pacienți, în scopul de a crea o bază de date, un minim de informații cu care sperăm să ieșim în public poate în toamna acestui an, referitor la numărul de pacienți cu sindrom de intestin scurt, din ce zone ale țării, care este prognosticul de viață. Continuăm cu partea a doua a întrebării dumneavoastră, diagnostic și tratament. Mi-aș permite să spun că diagnosticarea și tratamentul sindromului de intestin scurt reclamă în mod indubitabil o experiență vastă din partea gastroenterologului, unui gastroenterolog și a unui chirurg deopotrivă, pentru că vorbim de abordare multidisciplinară și de echipă în managementul acestei boli. În egală măsură trebuie să privim lucrurile corect și să spunem că, din punctul nostru de vedere, patologia sindromului de intestin scurt încă este puțin cunoscută sau prea puțin cunoscută chiar și la nivelul specialiștilor, la nivel național. Și acest lucru pentru că este o patologie relativ nouă comparativ cu alte boli vechi care apare acum în România, poate și ca urmare a valului de boli inflamatorii intestinale care se abate asupra țărilor estice sau central și estice în Europa. Mai focusat pe tratament, cum menționau și domnii doctori anterior, sindromul de intestin scurt, da, apare după rezecții extinse sau repetate ale intestinului subțire, ceea ce conduce clar și în funcție de severitatea malabsorpției, poate conduce la o insuficiență intestinală, tradusă practic printr-o funcționare scăzută a intestinului din punct de vedere al absorbției macronutrienților, apei. Și ca atare, în această condiție, trebuie instituit un tratament însoțit de o nutriție parenterală. Tratamentul, ca să răspund ultimei părți a întrebării dumneavoastră, există în acest moment în România și pacienții au acces în mod gratuit, însă efectele benefice ale acestuia trebuie stimulate sau obținute prin completarea cu nutriție specifică, nutriție parenterală, și aici este partea cea mai gravă legată de pacienții cu sindrom intestin scurt, pentru că această nutriție nu este în acest moment compensată, decontată, susținută prin sistemul de asigurări. Și de acolo am și zis în debutul acestei emisiuni că vorbim de o afecțiune care presupune costuri, costuri foarte presupune mari pentru pacienți. Presupune costuri, pentru că cel puțin în faza precoce, pacientul primește numai nutriție parenterală și vorbim de zeci de zile sau poate chiar luni, iar în faza de adaptare, când începem să introducem alimentația orală, la fel se completează cu alimentație parenterală. Deci vorbim de o durată consistentă de timp în care pacientul trebuie să primească această nutriție și care reclamă evident și alte aspecte de administrare, pentru că pacientul merge acasă și în aceste condiții trebuie să știm cum își administrează parenteral și cum își completează cu această nutriție. Deci sunt costuri din buzunarul pacientului și încă nu există o reglementare și nu există compensare pe acest subiect. Vă promiteam la începutul emisiunii că vom intra în legătură directă cu doi pacienți care au fost diagnosticați cu această afecțiune și îi salut pe Mihai Iancu, este în legătură video directă, și pe Horațiu Crișan, legătură telefonică directă.
Bună ziua, vă mulțumesc amândurora pentru prezență. Domnule Iancu, vreau să încep cu dumneavoastră. Povestiți-ne puțin cum a apărut această afecțiune, cum ați fost diagnosticat, în ce stadiu sunteți acum? În 2021, în urma infectării cu COVID-19, am făcut un încheag care mi-a fundat artera interomezenterică, în urma cărei am ajuns la acest sindrom de intestin scurt. Am urmat o serie lungă de operații și acum pot să spun că din ianuarie anul acesta, când a fost ultima operație, pot să spun că mă bucur cât de cât de viață. În ceea ce privește costurile, care este situația? Am discutat aici despre costuri foarte mari în ceea ce privește o parte a tratamentului. Costurile sunt foarte mari și au fost mari. Acum nu m-a ajutat decât prietenii și familia și oamenii care au fost alături de această durere a mea. Statul foarte puțin și chiar deloc. În ceea ce privește diagnosticul, în cât timp vi s-a pus un diagnostic? Diagnosticul a fost, am înțeles de la soție, că a fost foarte rapid, adică în 2-3 zile cred că a fost pus diagnosticul, dar eu am ajuns la Brașov, la domnul doctor Bogdan Moldovan, pe care îl salut și mulțumesc. În primul rând mulțumesc lui Dumnezeu că încă trăiesc. Am ajuns după 2 săptămâni. Și am ajuns să fac operația care, de fapt, am renăscut acolo. Vreau să-l întreb și pe domnul Horațiu Crișan. Vă spunem că este în legătură telefonică directă. Același lucru, domnule Crișan, cum a apărut această afecțiune, cum ați fost diagnosticat și care este situația în care vă aflați acum? Salut, Mâna. Deci, în primul rând, o să trebuiască să pornesc de la ideea că eu am suferit un transplant de intestin subțire acum 24 de ani. Șansa pe care mi-a dat-o Dumnezeu a fost să am un frate geamăn perfect compatibil. Eu în acest moment am o viață perfect normală, chiar dacă am doar 1,20 m de intestin subțire, nu urmez niciun tratament medicamentos care să implice costuri, fiind vorba de o compatibilitate perfectă cu fratele care a fost donator. S-a ajuns la complexa intervenție chirurgicală în urma unei evoluții postoperatorii nefavorabile, care a culminat cu un transplant în 30 aprilie 1998. Și bănuiesc că vorbim de o perioadă foarte mare de timp, de foarte multă vreme de când ați fost diagnosticat, v-aș întreba cum sunteți acum și dacă a fost dificil să se pună un diagnostic în ceea ce vă privește ulterior, operația? Diagnosticul a fost, odată ajuns în Elveția, s-a constatat, de fapt, diagnosticul a fost pus încă de la București, deci din România. Am beneficiat de alimentație parenterală exclusivă timp de 4 luni de zile, pentru că a fost vorba de o rezecție de intestin subțire în proporție de 100%, fiind dependent exclusiv de alimentație. Ulterior, echipa medicală de acolo, analizând posibilitatea, pentru că era singura șansă la supraviețuire, nu neapărat la o viață limitată din punct de vedere fizic, analizat posibilitatea, m-au întrebat dacă am pe cineva care
ar putea fi compatibil, așa am, le-am comunicat că am un frate geamăn, a fost chemat și el, s-au făcut analizele de compatibilitate și la acea vreme s-a realizat intervenția chirurgicală care a fost în premieră mondială, respectiv prelevarea de la fratele geamăn, noi fiind compatibili, s-a realizat prelevarea de la el și transplantarea la mine. La acest moment eu am 1,20 m de intestin datorită compatibilității perfecte, nu am niciun fel de problemă legată de tratament, costuri sau limitări ale vieții de zi cu zi. Ați fost norocos, domnule Crișan. Da, am avut o stea, se poate spune, atât în persoana fratelui meu, dar și și a echipei medicale. Vă mulțumesc foarte mult amândurora pentru intervenție și pentru această discuție pe care am avut-o. Mihai Iancu și Horațiu Crișan au fost. Domnule doctor Moldovan, aș vrea să vă întreb care este situația în alte țări europene. Există state în care se decontează tratamentul, medicația pacienților. Unde ne poziționăm noi ca stat din acest punct de vedere? Domnule Moldovan, ne auzim? Domnule doctor, s-a blocat, îmi spun colegii, imediat o să mergem și la domnul doctor Moldovan. Vin până atunci la dumneavoastră, doamna Grosu, să vedem mai bine puțin perspectiva pacienților cu această afecțiune. Ce ar trebui făcut din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că interacționați mereu cu pacienți care se confruntă cu această afecțiune? Ce ar trebui făcut pentru ca pacienții cu acest sindrom să aibă acces mai ușor la tratament? Că până la urmă despre asta e vorba. Principala problemă, de fapt, de care se lovesc pacienții. Da, de multe ori este vorba despre supraviețuire, cum spunea unul din pacienții care au vorbit anterior. Și cred că la întrebarea aceasta ar fi bine să ofer răspunsurile pacienților, deci nu numai al meu personal, cei care ne-au răspuns în surveiul despre care vă vorbeam, pentru că o să vedeți că răspunsurile lor sunt absolut elocvente și mi-am permis să trec aici câteva. Ce nevoie au pacienții și cum ar fi și ce nevoie ar avea pentru a se îmbunătăți îngrijirea? Ce ar face în situația în care ajunge... Aș vinde bunurile pe care le dețin, ne spune cineva, aș face credit bancar, aș încerca să apelez la un ONG sau alte ONG-uri caritabile, aș cere ajutor familiei, prietenilor, spunea chiar un pacient anterior, sau să mă mut din țară. Deci acestea sunt nevoile pacienților, ce ar face dacă ar ajunge în situația de sindrom de intestin scurt. Și acum o să răspund și întrebărilor dumneavoastră și din toate acestea concluziile în surveiul nostru a fost că fără un program național de tratament și nutriție dedicat acestor pacienți, există într-adevăr riscul ca ei să nu supraviețuiască sau, dacă sunt mai norocoși, să se mute din țară. Deci cu acest lucru aș răspunde întrebării dumneavoastră. În mod cer trebuie acces gratuit la această nutriție parenterală specifică, nutriție ce trebuie să însoțească tratamentul la care acum este acces. Deci, practic, un program național care să le ofere tratamentul și îngrijirea completă acestor pacienți. Înțeleg că am refăcut legătura cu domnul doctor Moldovan. Ne auzim acum, domnule doctor? Să-mi spună colegii dacă este domnul doctor Moldovan alături de noi. Da, nu este. Am înțeles că o să încercăm din nou să restabilim această legătură telefonică directă. Domnule doctor Fotin, există inițiative la nivel european pentru această patologie? Aș completa eu ce a spus doamna Grosu, ca să fie un pic pictura mai clară. La această dată spuneam că acest sindrom urmează unor intervenții, unor rezecții extensive la nivelul intestinului subțire, așa cum și cei doi pacienți au menționat, fiecare din cauze diferite. Nutriția parenterală, alături de tratamentele despre care domnul doctor vorbea că există la această dată în România, decontate în programul național,
Dar nutriția parenterală despre care spune doamna Grosu, pentru că ce se întâmplă? Un intestin mai scurt este clar că nu va reuși să asigure absorpția tuturor proteinelor, glucidelor, lipidelor, vitaminelor de care noi avem nevoie ca să supraviețuim, pur și simplu. Pacientul cu transplant, într-adevăr, a avut noroc, pentru că altfel ar fi fost dependent de această nutriție timp toată viața, de fapt. Această nutriție se administrează, evident, ca orice masă zilnic. La această dată, în perioadele acute, ea este suportată de către spitale, la nivelul spitalului, dar nu poți ține un pacient toată viața în spital. Exact. Despre acea parte a nutriției parenterale este necesar să fie completată, nu știu, sub formă de program sau sub formă de decontare la domiciliul pacienților, alături de mecanismele de administrare, pentru că pacientul nu își poate administra intravenos nimic, dar emite această nutriție, aceste soluții care asigură macronutrienții necesari supraviețuirii. Pentru că m-ați întrebat de inițiative europene, la nivel european, așa cum de altfel spunea doamna Grosu, nu există o uniformizare în ceea ce privește standardele de tratament, pentru că sunt țări în care această patologie s-a evidențiat mai târziu, așa cum vedem noi la noi, urmare creșterii incidenței bolilor inflamatorii intestinale, cauză pentru una dintre cauzele pentru acest sindrom de intestin scurt. Sunt astfel țări care au programe mai dezvoltate, de exemplu, au centre de excelență pentru tratamentul acestor pacienți unde li se asigură această nutriție parenterală, sau au mecanisme prin care ea este administrată la domiciliu. Există țări în care se administrează în perioada acută, inițială, în spital, și după aceea pacientul este trecut progresiv, dacă este posibil, la o alimentație orală. Și există țări în care nu există date, nu există situații de asigurare acestui tip de nutriție, pe lângă medicamentele utilizate în tratament, ele având rol, evident, complementar. Din acest motiv s-a considerat și există o inițiativă la nivel european, de data aceasta inițiată și, cum să zic, finanțată, susținută de o companie farmaceutică, de Takeda este vorba, care a inițiat un proiect numit Proiectul Atlas. Acest proiect își propune ca această lipsă de armonizare în ceea ce privește standardele de îngrijiri între diversele țări europene să fie revizuite, să fie ajutate, astfel încât să existe o uniformizare, o armonizare între state, astfel încât fiecare cetățean european, nu-i așa, să beneficieze de același tip de îngrijire și din această perspectivă a sindromului de intestin scurt. Inițiativa a început în 2016, a adus la un loc experți medici, experți în patologia intestinală, reprezentanții pacienților, organizații de pacienți care am văzut foarte bine că pot evidenția cel mai bine nevoile pe care acești pacienți le au atunci când se confruntă cu astfel de boli, cu astfel de patologii, dar și reprezentanții ai finanțatorului, ai companiei, urmând și colectând date și ghiduri și protocoale care să aibă ca scop această armonizare. Deci există această inițiativă de care știu eu, numită Proiectul Atlas. Îmi spun și care are și un termen ca această armonizare să se întâmple până în 2030. Îmi spun colegii, o să revenim asupra acestui aspect după pauză, pentru că este foarte interesant ce mi-a spus. Am restabilit legătura cu domnul doctor Moldovan și să venim cumva în completare a ceea ce am discutat în ultima parte aici în platou. Domnule doctor Moldovan, în primul rând vreau să mă asigur că ne auzim.
Da, vă aud. A treia oară e cu noroc. Vă întrebam înainte să avem această problemă de comunicare, mă rog, problemă tehnică, care ar fi situația în alte țări europene și dacă există țări în care se decontează tratamentul, medicația pacienților și cum se poziționează România din acest punct de vedere? Da, tratamentul, nutriția parenterală este decontată în toate țările, din câte știu eu. Noi suntem originali și pe partea aceasta. Deci există programe naționale de nutriție parenterală și pacienții știu unde trebuie să meargă, există căi foarte bine bătătorite. În România, din păcate, fiecare se descurcă pe cont propriu și de multe ori avem dificultăți chiar dacă punem pacienților, le dăm noi nutriția, persoanele care fac îngrijiri la domiciliu refuză să administreze nutriția parenterală la domiciliu. Deci acest le va trebui construit un întreg sistem de întrajutorare a acestor pacienți. Din fericire, sunt pe mulți, dar nici puțin, cum se crede, în așa fel încât ei să fie susținuți atât cu nutriția în sine, deci cu medicația, cât și cu partea de administrare. Am înțeles. Și în momentul acesta, dumneavoastră, ca medic, ce variante le oferiți pacienților când vin și vă expun toate aceste probleme, domnule doctor Moldovan? Vorbeam mai devreme cu doctor Fotin despre faptul că această medicație, această nutriție se oferă pe perioada internării, însă e firesc că nu putem să ținem internat un pacient la nesfârșit în spital sau până când nu mai necesită această formă de tratament. Da, noi suntem o secție cu specific chirurgical, deci la noi nu vin pacienți cu intestin scurt pentru tratament suportiv. În principal, noi suntem cei care, să zicem, avem de ales între două rele, adică între cancer, moarte și intestin scurt. Deci noi suntem cei care realizăm intervențiile de exereză intestinală lărgită, numai cărora pacienții rămân cu intestinul scurt. Putem să-i ajutăm montându-le căi de acces, deci acele portacaturi subcutane pe care apoi să-și facă nutriția și le putem pune la dispoziție pe termen nedefinit, bineînțeles, contra cost, aceste soluții care nu se găsesc în farmaciile cu circuit deschis. Acesta este ajutorul nostru, adică și încercăm să le organizăm în diverse alte centre mai aproape de domiciliu unde se fac astfel de îngrijiri. De exemplu, cazul domnului Ian, cu el a venit din Timișoara, colegii din centrele din centrul de stat de la Spitalul Județean, fiind pacientul lor inițial, au fost foarte amabili și l-au preluat pentru susținere ulterioară. La alți pacienți încercăm să găsim tot așa soluții în localitățile de domiciliu pentru nutriția parenterală. Aș vrea să o întreb pe doamna Grosu, că tot spunem, costuri ridicate, este mult, trebuie să plătească foarte mulți bani pacienții. Cam despre ce sumă este vorba? Dați-ne un exemplu. Nu pot să vă dau o sumă. Nu există, în acest moment. Nu există un tipar. Da, sau... pentru că depinde de pot fiecare... Pot să vă dau eu. Da, cum să nu? Da, vă rog, domnule doctor, dacă aveți... Un flacon de Cabiven, care este necesarul unui pacient pe 24 de ore, este undeva între 200 și 300 de lei. La asta se mai adaugă și alte soluții perfuzabile și materiale sanitare necesare gestului efectiv de adaptare, toaletă, mănuși, etc. Deci pe zi, pe pacient, probabil că ne apropiem undeva la 80-100 de euro tratamentul. Și aici vorbim de un cost zilnic, dar, repet, depinde de nevoile pacientului, dacă vorbim de zile, de luni, timp în care are nevoie de acest tratament și mai ales de perioada după ce este externat.
Da, mergem într-o foarte scurtă pauză, ne întoarcem și pentru concluzii în câteva minute. Am revenit în direct și suntem în ultima parte a emisiunii 360 Medical de astăzi. Domnule doctor Moldovan, vreau să vin la dumneavoastră să ne spuneți puțin ce perspective vedeți pentru viitorul în ceea ce privește această afecțiune. Cum vedeți lucrurile? Vor rămâne la fel? Tot am discutat despre faptul că trebuie să se întâmple ceva. Ar fi ideal să lucrurile să se desfășoare într-un anumit fel. Da, în primul rând aș vrea să încep cu un lucru optimist, adică să spun că faptul că există pacienți cu intestin scurt este rezultatul progreselor medicale și în terapie intensivă. Acești pacienți nu supraviețuiau în trecut, deci faptul că avem astfel de pacienți este fantastic, adică îi putem ține în viață și pe termen nedefinit. Adică statisticile spun că pe nutriție parenterală un pacient cu intestin scurt are 80% șanse să fie în viață peste 3 ani. Deci, din punctul meu de vedere, trei axe sunt esențiale, și anume realizarea Programului Național de Nutriție Parenterală ca parte din Programul Național de Terapie Intensivă. A doua axă ar fi implementarea pe scară largă a noilor molecule, așa cum am spus, un medicament revoluționar, un factor de creștere intestinală, tocmai a ajuns pe piață și în România și poate fi utilizat, scăzând necesarul de nutriție parenterală. Și al treilea subiect ar fi încurajarea înființării unui centru de transplant intestinal. Spitalul în care eu lucrez a depus în urmă cu 2 ani o cerere de acreditare ca centru de transplant intestinal sub tutela Centrului Universitar din Geneva. Din păcate, Agenția Națională de Transplant ne-a refuzat. Deci să recunoaștem că avem o problemă, să recunoaștem că avem nevoie de chirurgie intestinală, de transplant de intestin și să susținem oamenii care își doresc să ajute pe această parte și care au și posibilitatea. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Moldovan, pentru prezența în emisiunea de astăzi și pentru discuția pe care am purtat-o. Domnule doctor Fotin, de ce nu se întâmplă nimic? E clar, sunt semnale de alarmă trase, pe de-o parte, din partea medicilor, pe de altă parte, de fapt, nu, încep cu pacienții. În primul rând, din partea pacienților, apoi din partea medicilor. E chiar atât de greu să se rezolve această problemă? Vorba totuși de viața unor oameni. Poate o să plec de la nevoia de date, faptul că nu există armonizarea aceea europeană despre care vorbeam, că vorbim despre o boală totuși rară, cu o prevalență scăzută și, sigur, lăsând la o parte impactul pe care sper că l-am conturat, l-am arătat cât am putut de bine în emisiunea aceasta, nefiind cunoscute exact datele pe care sperăm că doamna Grosu le va furniza în suportul decidenților în toamnă, acesta să fie motivul de fapt al faptului că nu se cunoaște de fapt impactul real la nivelul acestei populații de pacienți afectate de această patologie. Legat de ce zicea domnul doctor Moldovan, iată că există profesioniști care au făcut demersuri, nu știam de această inițiativă de a... Foarte bună, da, de altfel. Foarte bună, de altfel, și care ar trebui încurajată. Știți, când l-am auzit pe dânsul, mă gândeam la inițiativa de la București cu transplantul pulmonar de la un alt spital care, în fine, până la urmă s-a bucurat de o acreditare și care, iată, își desfășoară activitatea ajutând pacienții din această perspectivă aici. Și la fel de lăudabil este și inițiativa companiei farmaceutice despre care noastră ați vorbit, tot așa, încearcă să se miște într-un evident, fel lucrurile. Da, este evident că dacă vorbim despre această boală rară și ca în cazul tuturor bolilor rare, este nevoie, pentru că sunt pacienți puțini totuși, de o acțiune
europeană, de opțiune de armonizare la nivel european. Ne apropiem de final, nu înainte însă de a vedea care au fost cele mai importante știri din domeniul sănătății de săptămâna aceasta și o să vă spun imediat exact despre ce este vorba. S-a discutat foarte mult despre criza de imunoglobuline, un subiect care s-a dezbătut recent și în emisiunea noastră și care este departe de rezolvare. Mă refer aici la această problemă. 360medical.ro a prezentat săptămâna aceasta în exclusivitate situația stocurilor existente în România, care nu ajung nici pentru necesarul pentru o lună al pacienților. Intrați pe 360medical.ro să vedeți întreg articolul legat de acest subiect. O altă știre importantă din această săptămână a fost legată de comercializarea de capsule de iodură de potasiu produse fără autorizație. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a făcut o inspecție inopinată la un producător de astfel de medicamente, care a rămas fără autorizație de fabricație și a fost obligat să distrugă medicamentele produse. La aproape 7 ani după incendiul de la Colectiv, România nu are încă niciun centru pentru mare arși care să respecte criteriile de conformitate. Situația este recunoscută într-un document oficial al Ministerului Sănătății, care propune amânarea până la finalul anului 2025 a termenului de conformare a spitalelor care au centre pentru arși. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea de astăzi, doamna Isabela Grosu, domnule doctor Fotin. Cu mare drag să ne revedem cu bine și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Sunt Aneta Sângiorzan și vă doresc să aveți o duminică excelentă în continuare. Andreea Moraru, la fix.